și chiroșe. Dați-vă înapoi un pic. Domnul Cipa. Ăștia tăi au fost mari, că ăștia tăi. Anunțați pe numărul despre ucile rutier produs pe raza localității Săboan, satul Traian, Comuna Săboan, la fața lucrurilor de postat cu auto specială de descarcelare grea, auto specială cu apă și spumă și ambulanța și auto specială de primă intervenție și comandă. Ajunge aici s-a constatat că erau încarcerate mai multe victime în autoturismul Toyota Avensis, iar victimele din mașina de transport valori au suferit și ele accidentări și au fost preluate și transportate la centru de primire, centru de primire de echipaje de SAJ. S-a intervenit pentru descarcerarea a două victime aflate în autoturismul Toyota, conducătorul auto și pasagerul din spate. Aceste victime, cele din urmă, au fost stabilite, declarat decesul de către medicul de pe ambulanță, iar alte două victime au fost transportate în stare destul de gravă la spital. Mai multe detalii, persoanele decedate, bărbat, femeie, dacă ne puteți spune? Da, conducătorul auto un bărbat și pasagerul de spate o femeie au fost declarate decedate. Celelalte două victime copii, persoane adulte din mașina mică, care sunt în stare gravă. Sunt persoane adulte care au fost preluate de către un echipaj de suport și transportate la spital și una de către un echipaj SAJ transportată la spital. Cum v-am spus, în stare gravă. Am auzit o foarte mare bubuitorie, explozii, roți, cadavre. Dar ce v-a atras atenția? Poftim? Ce v-a atras atenția? Ce ne-a atras atenția? Păi circulația asta e foarte periculoasă aici, pe autostrada asta. Persoanele rănite, ați discutat cu cineva sau erau inconștiente? N-am discutat cu nicio persoană, erau decedate, uitați aici. Și celelalte filmați două? Și celelalte două. Așa, la data de 7 iunie 2016, pe drumul național 2/85, în interiorul localității Traian, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate 3 autovehicule. Din păcate, accidentul rutier a fost soldat cu decesul a 2 persoane și vătămare corporală a altor 5. Efectuăm un cercetări pentru a stabili cu exactitate cauze și condițiile în care a avut loc accidentul rutier. 2 dintre conducătorii auto au fost sesați cu aparatul alcooltest, rezultatele, din fericire, fiind negative. Efectuăm cercetări pentru a stabili cauza și împrejurările în care a avut loc accidentul rutier, dinamica accidentului rutier. Persoanele de naționalitate română? Nu. Cei decedați? Nu. Străini. Toți ocupanții unui autoturism nu erau români.